Preamărit să fie numele Domnului! Dragii mei, vrem să continuăm pe linia aceasta despre înălțarea Domnului Iisus, să învățăm câteva lucruri, continuând pe linia acestor învățături frumoase și să înțelegem de ce s-a înălțat Domnul Hristos. Am înțeles nevoia de înviere, deoarece Sfântului Dumnezeu nu putea să vadă putrezirea. Citisem chiar de la început din Psalmul 16, un psalm profetic care vorbea despre faptul că acest Sfânt al lui Dumnezeu avea să învie încă o dată. Cartea Daniel spunea profetul că unsul lui Dumnezeu va fi stârpit, va fi omorât, dar nu va avea nimic. Vorbea iar despre o înviere a Domnului Hristos și după Scripturi ne spune Biblia că El trebuia să învie, era prevestit că avea să vină înapoi la viață. Asta am înțeles și învierea sa de fapt a fost dovada că Dumnezeu a primit jertfa Lui, Dumnezeu a primit ceea ce El a făcut pentru noi și prin această înviere noi suntem socotiți neprihăniți întrucât Dumnezeu i-a primit jertfa. Dar dacă totuși a înviat, de ce a fost nevoie de o înălțare? Când intră în lume Domnul Hristos, nu intră printr-o coborâre. N-a coborât cu un nor de slavă, a luat atunci un trup de om și a început să trăiască ca om printre noi. A intrat printr-o naștere naturală, am zice noi, cu toate că a fost supranaturală ca și concepție. Totuși, când intră în lume, intră într-un mod, zicem noi, natural. Atunci, de ce a trebuit să se înalțe la cer? Pentru că erau câteva elemente necesare să fie percepute de ucenici. Nu uitați că ne spune Apostolul Luca când scrie această frumoasă carte, că li s-a arătat timp de 40 de zile arătându-li se deseori. De mai multe ori a apărut și a dispărut din mijlocul lor. Avem un exemplu, tocmai în cartea Luca, la încheiere, când ni se spune despre cei doi care mergeau pe drumul Emausului și în timp ce stăteau la masă cu el, a luat pâinea, a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o, zice Biblia. Luca 24:31 acum. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. De mai multe ori a apărut și a dispărut din mijlocul lor. Dacă la un moment dat n-ar mai fi apărut, rămânea această posibilitate, potențial, ca într-o zi să reapară Domnul Hristos. Și de ar fi reapărut ca o imagine, era o întrebare. Cine putea contesta că nu era Hristosul cel înviat? Deoarece El tot a apărut, a dispărut, a apărut, a dispărut, înseamnă că aceste multiple arătări vor tot continua ca un tipar. Și era foarte simplu ca cineva să insinueze Hristosul cel înviat a apărut înaintea mea, pentru că și la ei a tot reapărut, a apărut și la mine. Era nevoie de un moment definitiv prin care să se poată spune că acest Hristos înviat s-a dus la Tatăl și nu se mai reîntoarce până în ziua când se va reîntoarce în nor de slavă ca să-și ia mireasa acasă. Era nevoie de o separare de aceste arătări multiple. Mai mult, dragii mei, nu uitați că Domnul Hristos spunea că vor veni mulți Hristoși mincinoși și se va spune, iată-l aici, iată-l acolo. De vis se va spune astfel să nu credeți. Hristosul cel înviat a plecat la Tatăl și noi așteptăm reîntoarcerea sa ca să poată să fie o delimitare între aceste multiple arătări. Timp de cele 40 de zile era nevoie de un moment special și acest moment a fost înălțarea Domnului Hristos la cer. Mai mult, nu uitați că Apostolul Pavel scrie Tesalonicienilor în a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 2 cu versetul 9, menționând despre ce se va întâmpla când va apărea Anticristul. Hai să luăm de la versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Ăsta e Anticristul. Acum observați. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase.
Acest anticrist va fi un tipar supranatural în care oamenii vor crede și va fi ușor de spus, iată-l pe Mesia, a apărut Mesia între noi, face pace, face liniște, calmează situațiile, ăsta e adevăratul Mesia și oamenii îl vor crede ca atare, ca pe un Mesia. De aceea, dragii mei, era nevoie de un moment definitiv prin care să se poată spune Hristosul înviat a plecat la cer. Acesta a fost scopul înălțării Domnului Hristos. Gândiți-vă, s-a înălțat din mijlocul lor. În timp ce era împreună cu ei, vorbind cu ei, s-a înălțat la cer. Expresia s-a înălțat dovedește că a fost prin propria lui putere. El n-a fost răpit de Dumnezeu, n-a fost luat așa deodată de un vânt puternic, ci prin puterea proprie s-a înălțat la Dumnezeu, întrucât era Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Timp de 40 de zile apare și dispare, dar la un moment dat Hristosul învia, acest înviat, pleacă la cer din mijlocul lor și apar îngerii ca două solii cerești și spun: de ce așteptați și priviți la cer? Acest Iisus care s-a înălțat se va reîntoarce cum l-ați văzut mergând la cer. El nu va mai apărea așa ca o cristofanie. Hristosul glorificat se va întoarce pe nor de slavă și noi spunem: vino, Doamne Iisuse! Era nevoie de o delimitare ca nu cumva să se nască noi erezii. Eu l-am văzut pe Hristos, aseară a apărut la noi, eram câțiva împreună, a apărut Hristos, ăsta sigur este El. Dragii mei, Hristosul acum este pe nor de slavă, este la Dumnezeu. De aceea și apostolul Pavel, când l-a văzut în răpirea sa, în vedenia sa, în drumul spre Damasc, gândiți-vă că l-a văzut în cer, l-a văzut la Dumnezeu, n-a apărut fizic lângă el, era la Dumnezeu. Ștefan martirul, când îl vede în vedenie, îl vede la dreapta măririi. El acolo este și noi așteptăm de acolo să vină și zic încă o dată: vino, Doamne Iisuse! Era nevoie de un moment definitiv prin care se poată spune Hristosul acum a plecat la Dumnezeu. Mai mult, dragii mei, în al doilea rând, era nevoie ca să se înțeleagă pentru noi că are să trimită făgăduința Tatălui. Le spune: așteptați acolo făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ucenicii, când au auzit că va trebui să plece mai devreme, li se întristează inima. Ioan 14, 15, 16 ni se spune despre ultimele cuvintele Domnului Iisus. Și când au auzit că trebuie să plece, așa s-au întristat de profund. De ce să ne lași singuri? Am umblat cu tine 3 ani și jumătate, ne-ai învățat, ne-ai vorbit, ne-ai vindecat, ne-ai dat putere, ne-ai înmulțit mâncarea, de ce să pleci acum dintre noi? La care le spune: v-am spus că trebuie să plec și inima vei să umblu de întristare, dar este în folosul vostru să plec, căci dacă eu nu plec, mângâietorul n-are să vină la voi. Și dragii mei, mă reîntorc la ce spunea și fratele Hozan. Botezul cu Duhul Sfânt este un imperativ în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem de ce, mă reîntorc încă la începutul Bibliei. În Geneza, în capitolul 6, ne spune în versetul 3: Dumnezeu analizează ceea ce se întâmplă pe pământul acum a căzut în păcat, pământul corupt. Hai, mă întorc un pic mai devreme în capitolul 5. Ni se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, 5:1. Apoi ni se spune că după ce l-a făcut Dumnezeu, Adam, versetul 3, la 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, adică lui Adam. De la Adam încoace toți ne naștem după chipul și asemănarea omului muritor care este căzut în păcat. Ăsta e tiparul celor care ne naștem. Am pierdut aceea glorie de la Dumnezeu în momentul căderii. Și Dumnezeu, analizând decăderea omenirii, face o declarație fundamentală. Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani.
Îi se dă omului o perioadă, o fereastră de timp în care să se împace împreună cu Dumnezeu. Dar Duhul meu, zicea Dumnezeu, nu va rămâne pururea în om. Dacă vedeți în Biblia Cornilescu, este un mic doi lângă rămâne și la susol ne spune, nu se va lupta sau nu va stăpâni. Adică nu va locui Duhul meu în om pentru totdeauna. Pentru că omul s-a dezis de mine, îmi retrag Duhul de la el. Și omul fără Duhul lui Dumnezeu n-are viață. Viața derivă din Duhul lui Dumnezeu. Planul mântuirii în conceperea lui avea în vedere ca Duhul lui Dumnezeu să revină încă o dată în om și să-i dea din nou viața. De aceea ai nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Și dragii mei, spunea Domnul Hristos, Duhul Sfânt va fi cu voi, dar mai mult va fi în voi, mărit să-i fie numele. Noi avem nevoie de aceea plinătatea Duhului Sfânt. De aceea spune Apostolul Petru, acum că s-a înălțat la dreapta măririi, a turnat ce vedeți și auziți. Implică această imagine a turna apa, a turna ceva pe deplin. Dumnezeu ne-a umplut inimile cu Duhul Sfânt, mărit să-i fie numele. Și dacă Duhul lui Dumnezeu este noi, chiar dacă trupul acesta moare în termen omenesc, noi nu mai murim, noi trăim împreună cu El. Și vine o zi când la glasul divin se va scula oricine care a murit în Hristos, care doarme în Hristos, și vom fi întotdeauna cu Domnul, mărit să-i fie numele. Avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră. Este reversarea a ceea ce s-a întâmplat în cădere. Dumnezeu a vrut ca din nou să locuiască Duhul Sfânt în noi. Și această plinătate ne modelează, ne sfințește, ne schimbă, ne pregătește să rămânem lângă Dumnezeu. Aceasta ne poziționează într-o trăire pe calea Domnului după voia lui Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima pentru toți din biserică, biserica aceasta și nu numai, să fim plini de Duhul Sfânt. Nu putem concepe de o biserică creștină, zic încă o dată, care să nu vorbească despre o plinătate a Duhului Sfânt. Este un paradox să fii creștin și să n-ai pe Duhul lui Dumnezeu. Noi avem nevoie nu doar de o experiență, de o plinătate a Duhului lui Dumnezeu. Duhul dă viața și de aceea avem nevoie de această viață și noi. Înălțarea Domnului Hristos a fost tiparul prin care nouă ni s-a trimis Duhul lui Dumnezeu. Dar mai mult, dragii mei, în al treilea rând, mai observăm ceva în înălțare. Era nevoie ca pentru noi cineva în fața lui Dumnezeu să mijlocească. În vremea trecută, înainte de jertfa Domnului Hristos, era necesar de jertfe aduse în continuu ca să se potolească mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. De aceea găsim că la Sodoma, Dumnezeu a plouat foc și pucioasă și a nimicit cetățile din prejur. De aceea găsim că la potop, Dumnezeu, mâniat pe păcatul omenirii, a nimicit omenirea. De aceea găsim că în pustiul în care mergeau evreii pentru că au necinstit pe Dumnezeu, i-a lovit prin șer, prin ciumă, a deschis pământul să înghită, Dumnezeu îi mâniat pe toți păcătoșii. Între noi și mânia lui Dumnezeu s-a interpus Iisus Hristos, Domnul. A luat pedeapsa păcatelor noastre, a plătit la cruce pentru noi și acum? Acum ne spune Biblia că s-a înălțat și stă la dreapta măririi lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 16, ne spune cu ultimul verset, penultimul verset, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. De aceea ne spune Cartea Evrei în capitolul 9 cu versetul 24, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu și nu ca să se aducă de mai multe ori ca jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar trebui să pătimească
de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor este dat să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Iisus Hristos s-a înălțat la dreapta măririi și ori de câte ori mânia lui Dumnezeu se aprinde împotriva celor care au păcătuit, Hristos mai ridică încă o dată mâinile perforate. Tată, pentru ăștia am murit eu, pentru ei mi-am dat eu viața și mijlocește la Tatăl pentru noi. De aceea rămânem în picioare. Dragi frați penticostali, nu ne mântuie denominația noastră, nu că stați pe banca bisericii, din cauza mult noastre greșeli în firea pământească, ațățăm mânia lui Dumnezeu, dar Iisus Hristos cel înviat, înălțat la dreapta măririi, mijlocește pentru noi, mărit să-i fie numele. De aceea rămânem în picioare, de aceea mai stăm astăzi în adunare, pentru că Hristos încă se mai roagă pentru noi, mărit să-i fie numele. Și când mă simt vinovat în fața Tatălui, când îmi bate inima mine că am greșit, când știu că n-am făcut ce-i bine, îmi aduc aminte că am la Tatălul mijlocitor și dacă mă mărturisesc în jertfa-i sfântă, încă mai este iertare. Lăudat să fie numele lui Iisus! De aceea, dragii mei, s-a înălțat la cer, stă la dreapta măririi, mijlocind pentru noi până în ziua când se va întoarce să ne ia acasă. Dar această înălțare mai are un tipar important și în ultimul rând, dragii mei, ea dovedește așa cum se va întoarce Iisus Hristos. Se leagă de primul punct, ca nu cumva ca noi să credem că așa apare și dispare, întoarcerea lui Hristos va fi cu adevărat glorioasă. Ne spune în versetul 11 în textul nostru, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Acest Iisus Hristos care s-a înălțat, la un moment dat zice Biblia că un nor l-a ascuns de ochii lor în timp ce se înălța. Știți de ce? Pentru că Hristos nu s-a înălțat pe o stea, pe o planetă undeva. A intrat în spațiul divin în care noi nu putem să ajungem. Putem face noi câte vreți rachete noi. Noi nu putem ajunge unde e Dumnezeu. Cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu. Este în spațiul acela divin, pe muntele Dumnezeilor. Acolo este Dumnezeu. Și deodată, ca să pătrundă în acea sferă divină, l-a ascuns un nor și atunci a dispărut cu adevărat. A intrat în slavă, a intrat în cer la Dumnezeu, a intrat cu jertfa-i sfânt în fața Tatălui și mijlocește pentru noi. Dar de acolo, la comanda lui Dumnezeu, într-o zi se va întoarce Domnul Iisus Hristos, se va arăta pe nori, toate semințiile pământului se vor boci și se va întoarce înapoi, nu, dragii mei, ca să aducă o altă jertfă, ci ca să aducă pentru noi care îl așteptăm mântuirea veșnică, mărit să-i fie numele. Noi așteptăm ca biserică răpirea, să fim luați la Domnul, ca mai apoi cu El împreună să ne întoarcem aici pe pământ în 1000 de ani, o împărăție a lui Dumnezeu instaurată pe acest pământ, după care va veni o veșnicie care n-are sfârșit, un pământ nou, un cer nou, în care va locui neprihănirea. Zic din toată inima, Doamne, adă ziua aceea cât mai curând. Că am putea noi să reparăm lumea asta cât am vrea noi, am putea schimba noi guvernele și guvernanții, să punem oameni mai buni, oameni mai deștepți, oameni mai școlați și, dragii mei, niciodată nu vom atinge perfecțiunea. Perfecțiunea este în mâna lui Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu va reconstrui tot ceea ce este, va crea o creație completă nou în care nu mai este păcat, nu mai este corupție, nu mai este suferință, acolo va fi Dumnezeu împreună cu noi. Ce zi glorioasă când se va întoarce Domnul Iisus Hristos să ne ia acasă. Dar în perspectiva acestei reveniri eu mă întreb, mai așteaptă Biserica lui Dumnezeu revenirea lui Hristos? Ne mai doare în inimă după această întâlnire cu El? Dragii mei, vine vara
Și poate unii așteptăm să plecăm într-o vacanță care ne-am planificat-o și numărăm zile până vine ziua aceea să plecăm. Vin zile frumoase, o să fim o reuniune de familie, o să fim împreună. Dacă Domnul ajută în iulie 1, iar o să fim un picnic cu toată biserica împreună. Parcă de-abia aștept să fim împreună, să mâncăm împreună, să vorbim, să ne bucurăm. Așa anticipăm cu multă bucurie evenimentele frumoase. Dar mai avem în inimă dorul acela după revenirea Domnului Iisus Hristos? Dragii mei, dacă nu l-așteptăm pe Iisus Hristos, să nu care cumva să credem că vom prinde răpirea. Răpirea e pentru cei ce așteaptă revenirea Domnului. Răpirea e pentru cei ce zic ca cu Duhul împreună, vino Doamne Iisuse. Răpirea e pentru cei care zi și noapte doresc să ajungă acolo la Dumnezeu. Pentru cei care slipiți de acest pământ, răpirea nu-i pentru ei, îi pentru ei care îl vor pe Domnul. Și om doresc în biserica asta să fim acei oameni, dragii mei. Oameni care îți așteptăm răpirea și momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Cita foarte frumos fratele Nati, versetul 20 din Filipeni 3. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Îmi zicea fratele Hozan, greu-i trupul ăsta, la bătrânețe greu-i trupul ăsta, te miști greu, te urci greu, e greu în trupul ăsta. Și greu, dragii mei, uneori te doare capul, uneori te doare o mână, un picior, uneori te doare spatele, câte alte nevoi avem în trupul acesta de carne, dar El va preface trupul nostru smerit asemenea trupului slavei sale, precum Hristosul înviat și noi vom avea trupul noi de slavă, dragii mei. Și noi așteptăm momentul acela. De aceea, cetățenia noastră, mai mult decât cea canadiană, este în cer la Dumnezeu, de unde noi îl așteptăm să vină Domnul Iisus Hristos. Îmi doresc din toată inima să-mi scrie Dumnezeu aceasta în inima noastră. Vremea din urmă este caracterizată de oameni batjocoritori, care vor fi plini de batjocori și vor spune, unde este venirea lui Dumnezeu? Unde este? De 2000 de ani se predică că vine Iisus. Au adormit generație după generație și nu a venit Hristos. Ei, dragii mei, fie că acum, fie că mai târziu, eu cred și știu din toată inima că Iisus vine. Și Iisus e gata să vină. Și eu ce-mi doresc e să fiu găsit gata pentru întâlnirea cu El. De aceea mai îngăduie Dumnezeu multe suferințe și necazuri în viața aceasta, ca să ne mai dezlipească inima de cer. Când toate ne merg bine, când avem din belșug de toate, când copiii ne ascultă, când banii curg la noi ca și apa, când avem de toate, de ce să vină Domnul? E așa de bine aici, și cu Domnul, și cu pământul, ne bucurăm de toate. Dar când trecem prin suferințe, când ne este greu, când suntem amenințați, așa mai strigăm să vină Domnul Hristos. Și am așa convingerea asta. În ziua când toată biserica, unii universal, adevărată biserică, va striga, vino Doamne Iisuse, atunci se va întoarce Domnul Hristos. Și, dragii mei, din nefericire, strigarea aceea este motivată cam întotdeauna numai de persecuție. Numai de o zdrobire cruntă care întoarce oamenii cu adevărat către împărăția cea veșnică. De ce să ajungem acolo și nu acum? Acum când bunătatea Lui e așa de mare pentru noi, acum când ne-a binecuvântat cu atât de multe lucruri, nu vezi tu, iubitul meu ascultător, că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că Dumnezeu te-a binecuvântat într-un mod în care pe mulți alții ne-a binecuvântat? Ne sună din România, din Europa, din atâtea zone, avem nevoie de bani, avem nevoie de ajutor, am auzit că biserica asta face mult bine, dați-ne o mână de ajutor. Nu vedeți cât bine ne-a dat Dumnezeu? Câte binecuvântări n-a plouat peste casele și familiile noastre? Câte binecuvântări n-a plouat peste biserica aceasta? Ce să ne mai facă Dumnezeu ca să ne întoarcem la pocăință? Dragii mei, vine Iisus Hristos și cei care sunt gata, cei care l-așteaptă, cei care zic vino Doamne Iisuse, îl vor vedea venind pe nori și vor merge împreună cu El în slavă. Și cei care rămân cu inima ancorată aici pe pământ, vor rămâne mai departe cu pământul care cu totul va arde. În ziua de azi,
Când vorbim despre înălțarea glorioasă, eu îmi doresc să pun în noi Dumnezeu aceea dorință și dor să mergem și noi la cer cu Dumnezeu, să ne înălțăm și noi în slavă cu Domnul Hristos și să fim acolo cu Domnul unde totdeauna va fi bine și să fie în inima noastră a tuturora această sfântă rugăciune. Vino, Doamne Iisuse, amin.